Conservarea averii firmei se poate face cel mai bine prin schimbarea banilor în aur. O spun reprezentanții unei firme austriece, lider în distribuția de metale prețioase cu o puritate de 999,9 la 1000, atât în cazul aurului cât și al argintului, din Europa Centrală. Recent, aceștia au venit în vizită la Camera de Comerț și Industrie Prahova și au explicat de ce aurul este cea mai sigură achiziție. De altfel, investiția în aur are multe avantaje, de la creșterea valorii în timp, la transportul ușor și terminând cu aceea că lingourile de aur sunt scutite de TVA. Este vorba de o temă, de un concept relativ nou pe piața românească, managementul capitalului economisit prin plasarea acestuia în rezerve de metale prețioase. În România probabil că această idee a apărut mai târziu. Ne inspirăm după un model sau alte modele care funcționează mai ales în Europa de vest. Și bineînțeles, invitații noștri de astăzi ne vor prezenta toate detaliile și avantajele acestui mod de economisire. Pentru că până acum, în mod tradițional, mai ales în România, cei care aveau posibilitatea să economisească niște bani, investau în alte forme, mă rog, investiții imobiliare, la bursă și așa mai departe. Există totuși oameni, persoane, care au niște bani și pe care doresc să investească într-un mod corespunzător, astfel încât, probabil, pe termen lung, să nu piardă la această economie. Firma austriacă asigură clienților posibilitatea de a investi în metale prețioase în forma fizică, adică lingouri de la 1 gram la 1 kg sau în cadrul programelor de economisire. Cetățenii din Europa acest lucru îl fac de sute de ani. Noi nu avem posibilitatea decât de acum 2 ani. Cei care aflaseră de această oportunitate plecau în Turcia, Germania, Austria și dobândeau de acolo acele lingouri de aur de puritate maximă, care au good livery, adică sunt recunoscute în orice colț al lumii și pot să le răscumperi cu același preț. Știind că atunci dacă achiziționăm bijuterii din aur, au un preț la Istanbul, un preț la București și alt preț în Dubai. Eu am ajuns în această firmă ca și client. Mi-a plăcut filozofia acestei firme și anume de a transmite cât mai multor români că au această oportunitate. Cei care își doresc să-și conserve o parte din avere pot să o facă numai prin aur și pământ, așa cum se știe de mii de ani. De 4.000 de ani de când a apărut acest metal prețios, totul se raportează la el. Știm, nu trebuie să ne mai spună nimeni, că transmite încredere, că transmite siguranță. Numai străbunii noștri puteau să ne lase numai aur și pământ pentru a avea o valoare. Dacă ne lăsa o casă, acum era ruină, dacă ne lăsa haine, erau distruse. Banii, am văzut că s-au schimbat atâtea emisiuni monetare și denumiri. Mergem să cumpărăm orice, adică un om obișnuit nu cred că poate să ajungă să-și cumpere lingouri. Din fericire, de 2 ani de zile, cum spuneam, avem și noi posibilitatea de a cumpăra de la 1 gram până la 1 kg sunt lingourile noastre. Sunt de puritate maximă, se pot răscumpăra cu același preț și în Dubai, și la Istanbul, și în România. Putem să accesăm și linii de credit ca și garanție în băncile din străinătate, ca orice cetățean european. Este bine să-l ținem în casă, că mulți fac această greșeală și pe urmă ne trezim că plângem după el, după ce vin hoții. Indicat este să nu-l ținem în casă, deoarece se poate întâmpla o catastrofă, un incendiu, un cutremur. Așa cum spunea și dumneavoastră, avem și prieteni binevoitori și atunci noi facilităm și această depozitare în Austria, într-un seif, la costuri foarte mici sau chiar și gratis, depinde de produsul pe care îl achiziționează. Foarte important este că posesorii de lingouri de aur pot face credite mari cu garanție în aur. În Prahova există o singură persoană care a cumpărat până acum numai puțin de 6 kg de aur.